una dintre emoțiile fără de care nu pot să trăiesc. În sensul în care de dimineața și până seara, dacă nu cântă ceva în jurul meu, îmi cânt singur. Cam la nivelul ăsta sunt. Nu cred că mă mai vindec pentru că am atins și o vârstă, dar nici nu-mi fac probleme din punctul ăsta de vedere. Pur și simplu mă bucur de ea. E o pasiune, ca să spun pe asta. Pasiunile fiecăruia, de sensibilitățile fiecăruia, de emoțiile fiecăruia, poate avea o încărcătură aparte, zona și așa mai departe, mai ales pentru străini, sigur, e o zonă cu totul aparte, pentru că nu așa se întâmplă în Spania. Legătura dintre realitate și interior și sine, adică așa practic știu că exist sau mă regăsesc cumva. Nu știu, e un refugiu în mare parte. Tot timpul ascult muzică, mai ales când lucrez. E o inspirație și e cam scăparea mea la viața de zi cu zi. Când e ceva foarte, foarte intens. Bunătatea nativă, bunul simț nativ. Se creează un vibe între oameni fără interacțiune verbală. Așa, te simți comod de la distanță, lucru pe care nu-l simt în alte părți ale țării. Că e așa
oarecum o enclavă în toată România. Nu știu, simt că e locul meu și că chiar aparțin, mai ales văzând castelul și tot ce se întâmplă aici, în sfârșit, în spațiul nostru. De toate stereotipurile cu Dracula, e chiar un sentiment de apartenență diferit de rest zonelor, după părere. Și în sfârșit ne-am trezit și noi și suntem aici. I'm an Englishman in New York. But you never do. Sugar, there's a reason.